ce coare să vază cu o vorbă mare. Vorbă mare și de seamăn așa păi a doua mamă. Frunză verde de ce coare să vază cu o vorbă mare. Vorbă mare și de seamăn așa. Frumoasă doamnă, 60 de ani, satul Lunțești, Reonu Ungheni. Iarăși sunt câteva cuvinte care astăzi caracterizează frumoasă surpriză spre care mergem azi cu atâta drag și suflet să felicităm o doamnă. Să felicităm o doamnă magiată care, nu știu dacă intuiește despre venirea echipei surpriză la tine acasă sau în general despre o surpriză care astăzi tinde să-i bată în poartă sau nu, noi cu tot dragul venim aici să-i spunem la mulți ani astăzi când lumea este o magiată, când adună oameni dragi în cap de masă și cineva drag a hotărât cu atâta dragoste și dor să-i facă o surpriză frumoasă, să-i aducă emoții de suflet chiar astăzi în fața dumnei, la un jubileu atât de minunat, când toată lumea dragă se adună rând pe rând pe poarta casei, în pragul casei, la masa frumoasă pregătită cu atâta drag de doamna Elizaveta, iar cei care nu au posibilitatea să vină, ne-au rugat pe noi să venim aici, să-i felicităm și din suflet să le urăm astăzi frumoase familie la mulți ani, în special doamna Elizaveta, cea minunată, cea scumpă, cea dragă, care astăzi este sărbătorită. Cu drag în casa dumneavoastră. Cam greu v-am găsit noi azi, cam cu peripeții, dar până la urmă am ajuns la destinație căci avem un om drag aici în satul Lunțești, un Ungheni, de felicitat, de transmis frumoase cuvinte, de transmis frumoase emoții, lacrimi de suflet și până dumneavoastră vă mai adunați din emoțiile pe care le vedem și lacrimile să le ștergeți, pe care văd că le țineți să nu curgă, noi din suflet o să vă cântăm cu toți un la mulți ani, o să vă aplaudăm cu drag căci astăzi aveți o sărbătoare atât de frumoasă, atât de minunată, când oamenii dragi vin rând pe rând spre dumneavoastră, poarta nu trebuie deschisă, căci eu întotdeauna zic la oamenii gospodari și oamenii de suflet, portița întotdeauna stă deschisă, mai ales când este sărbătoare și când masa stă să-și aștepte invitații în jurul ei. Noi o să vă cântăm din suflet, pe care vă spunem despre ce este vorba, sau mai bine zis dumneavoastră să-mi spuneți din partea cui venim, cine azi a luat o cară de bună dimineață până ajunge noi, așa. Deci noi o să vă cântăm la mulți ani, după care discutăm mai departe. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, doamna Elizaveta să ne trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți, mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți. Da cine să trăiască, da cine să trăiască, doamna Elizaveta să ne trăiască, la mulți ani trăiască, doamna Elizaveta să ne trăiască, la mulți ani trăiască. Da cine să trăiască, da cine să trăiască, toată adunarea noastră, la mulți ani trăiască, toată adunarea noastră, la mulți ani trăiască. Așa, lacrimi s-au dus, zâmbet a apărut, zicem noi că am făcut treabă bună, câteva minute. Așa. Vreau de suflet să vă întreb, printre gălăgioasele astea frumoase de aici la lumini, cum credeți dumneavoastră, cine vă face azi surpriză? Care a luat o cară de bună dimineață de la scumpa doamnă magiată? Și în Aole, la Israel, și nu poate să mai fac, nu mai e faci. De ce întotdeauna o prânesc șinile, dar nu șine? E ca asta interesant. Știți vorba și aia, tătă jina în cap la șina. Cam așa să zici la noi la modă. E, numai el face așa. Dar întotdeauna place frumos, că e obraznic. Noi trebuie să facem frumos și tot noi rugăm. Asta e bună așa. E, săraca, e întotdeauna.
Să știți că noi, cu atâta drag și dragoste din partea unor oameni frumoși de departe, venim astăzi să vă spunem la mulți ani. Este vorba despre fina dumneavoastră, doamna Olga, finul dumneavoastră, domnul Pavel. Și aveți doi finuți, dacă greșesc undeva mă corectați, Vadim și Octavian. Sunt cei oameni dragi care vă iubesc nespus de mult, care vă iubesc necondiționat și care astăzi, din păcate, la frumosul jubileu, la frumoșii ani ai dumneavoastră, care astăzi v-au bătut în ușă, așa sănătoasă, piciorușă, veselă, pozitivă, să vă felicite personal, nu au putut să o facă. Însă ne-au rugat de suflet pe noi să ajungem spre dumneavoastră, să vă înmânăm daruri frumoase, să vă cântăm la mulți ani, să vă simțiți acolo în sufletul dumneavoastră de om drag, sufletist, că sunteți iubită, sunteți apreciată și nu ați greșit cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, când ați deschis larg poarta și ați primit doi tineri în ograda dumneavoastră. Și dumneavoastră la rândul dumneavoastră la fel. Familie tânără, frumoasă, care v-ați dat consimțământul de a cununa doi tinerei și ați primit la sufletul dumneavoastră ca anii să treacă prin dumneavoastră, peste dumneavoastră, cu diferite griji, cu diferite lacrimi și bucurii, dar totuși să vă aveți împreună, cel puțin la suflet, dacă anii v-au despărțit și au pus bariere în fața dumneavoastră. Și să nu regretați nicio clipă că acești tineri de cândva au devenit al dumneavoastră. Căci uitați-vă peste ani, ei toți se cer să rămână al dumneavoastră. Căci vă iubesc foarte mult și vă duc dorul foarte mult. Și azi au putut să facă doar atât. Să vină virtual spre dumneavoastră cu ce au putut ei să organizeze repejor prin noi și să vă spună, scumpa noastră nașă, draga noastră nănuță, la mulți ani. Cu drag de partea lor. Așa. Mulțumesc și la oale din sfârșit, mulțumesc și la copiii, și mulțumesc 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 la copiii, și baba ei picioare, o duci, o aduci și te schinuie și cu noi, noi trebuie cu Dumnezeu și nu e cu noi. Și mulțumesc din suflet, mușina mea, mulțumesc și la oale, știi că te iubesc, ne scuzi, te iubesc. Nu e o să iar începi să plângi. Vreți azi să vă cântăm? Eu înțeleg. Așa, spuneți așa toți că ce aici, din Greluță. Simu, cu voul, Nana, vă mulțumesc. Simu, Pavel, și stați din partea finilor dumneavoastră și un coșuleț cu vitamine. Au grijă de dumneavoastră. Vă vor sănătoasă. Vă vor încă mulți ani în viața lor. Și nu știu dacă v-ați făcut azi grijă dacă aveți băutură pe masă sau nu, ei au avut greșeli asta. În caz că nu se găsește azi, da, în păcăriele stoarne, finii s-au preocupat și de aceea, așa ceva. Stați-vă ei din suflet azi, vă strigă cu toții la mulți ani. Vă urează în primul rând sănătate, foarte multă liniște sufletească, măcar de la acești 60 încolo. Căci nu ne-au spus ei, dar ne dăm bine seama că viața unui om nu poate să treacă fără să fie zbuciumată, fără să alergăm să le dobândim pe toate, fără să încercăm să facem pentru fiecare bine, uneori uitând de însuși noi. La fel și dumneavoastră. Ați avut grijă de fiecare în parte, să-i iubiți, să-i lipiți la sufletul dumneavoastră de om, de soție, de mamă, de bunică, de nașă, de nană, ca azi atâția oameni dragi să vă iubească, ca azi atâția oameni să vă poarte respectul și azi atâta lume vor să fie lângă dumneavoastră, chiar de acolo de departe. Și indiferent de barierele care stau, uitați-vă, o soluție simplă, un apel telefonic, o rugăminte frumoasă omenească, o încercare din partea noastră de a-i le intra în situație și fapt pentru care noi le suntem foarte recunoscători că ne-au ales anume pe noi din toate echipele care sunt și ne-au încredințat acest moment frumos și anume noi să vă deschidem portița din partea lor. Fiți sănătoasă, fericită, bucuroasă și nu uitați. Ei au nevoie de brațele dumneavoastră care se strângă la piept încă mulți ani înainte, au nevoie de bucatele gătite de mânuțele dumneavoastră, iar poarta să o lăsați deschisă și pentru momentul când vor să vină acasă și să alerge spre nașa cea scumpă și dragă. La mulți ani în suflet și noi vă aplaudăm cu tot dragul. Sunt că așa au fost dat, la 60 de ani să ne aducă din Taiwan de la mine, că eu originară de scumpie. Așa, e așa, de unde v-am găsit. Și e că vedeți că îi spune că sunteți la felești, dar eu scuite la 60 de ani, o surpriză, tocmai era unul meu. Ne bucurăm, de atât a fost drumul cu peripeții. Da. Asta când ne ducem spre a noastră întotdeauna așa. Cu drag întotdeauna din partea noastră. Echipii dumneavoastră și sănătoși. Domnul îți va aibă în paza lui, îți faceți tot așa,
și faceți lucruri frumoase. Ne stăruim. Ne stăruim să aducem așa un zâmbet, o bucurie la om. Mulțumim, frateți, Plășinci, dacă aveți și aici, da, pentru ei ceva să ne spuneți. Mulțumesc, Plășina mie, ce-i scumpă și bună, că e prima și la mie. O la ceai, dar tot e scump și bună. Într-adevăr, când ne-am prins nănaștră, e într-o căsuță mitică. Și eu venit și eu mai mănâiem, nu vroiem, dar soțul meu zic că nu, eu îi cunun și gata, cum vrei tu. Am trecut pe multe noi perioada asta cu dânsă. Dar de-a mâine le-am zis mulțumesc, ei vreau să duc la... Eu vreau să duc, de-am las cu lei, dar eu parcă vreau, nu vroiem să-i las să ducă, zic să iei lângă mine. Dar pe urmă zic nu, lasă-i să ducă unii lichini. Dacă lor lichini acolo, acolo o lasă să ducă. Și plânda voi și s-o duc. Cred că las cu lenou că sunt mai strașnic decât acum la Israel. Nu, nu. Mulțumesc mult, îți gospodari, mă bucur de dânsă. Ne spus de mult mă bucur. Pentru așa simt care am eu. Mândriți-vă, bucurați-vă. Și dacă ei au încercat azi să vă fac un moment frumos, eu sunt sigură că în sufletul lor sunteți un drag, cum și am zis anterior. Și știu că dumneavoastră meritați mult pentru efortul anilor trecuți, pentru toate încercările prin care, cum spuneți dumneavoastră, ați trecut împreună, cu siguranță, și bune, și rele, dar uitați-vă că aveți respectul lor, aveți dragostea lor și își doresc să vină acasă spre Nana. Cea mai minunată și spun. La mulți ani, o zi frumoasă. Te așteptăm și nouă, te aștept cât mai degrabă. Și în aole o spus așa, pentru ceaiul care am luat eu azi, îi cântați luna așa. Da. Dar am luat cineva azi ceaiul. Așa, noi azi vă cântăm și un cânt, mai glumim, desigur. Ei, căpluci nu ești mai. Ei, pe ce nu-ți faci pe plac, nu este chef. Mult! Mulțumesc mult! Ți-am spus să nu faci treaba asta și tot tu nu mă asculti pe mine. Tot nu m-ai ascultat să faci cheltuielile astea. Mulțumesc mult! Eu vreau să vă felicită și sănătate. Cum să vă ai bucază tot timpul. Să aveți o trecere frumoasă. Și eu mă alături bucuri tot timpul. Mulțumesc și noi! Mulțumesc și noi! Mulțumesc frumos! Asta e viorul în vorbire. Fă-i pe voie inimii când îți
te pun un șahmat. Da, am avut ca mai mult, stai la vasul de aia, apoi stii duci. Ce familie frumoasă!
Când m-au cununat, tare-i mult timp învățat. Când am ani ca să trăiesc,